locuitori ai municipiului Chișinău. Eu sunt Vasile Grădinaru, sunt președintele fracțiunii PAS în Consiliul Municipal. Alături de mine este avocatul Igor Chiriac. Suntem în fața Procuraturii Generale și nu în zadar, dintr-un singur motiv. Și cel care este unul din cele mai grave în ultima perioadă în municipiul Chișinău, construcțiile ilegale și abuzive. Mulți dintre dumneavoastră zilnic vă întâlniți cu probleme cum ar fi ambuteiajele în oraș, lipsa locurilor de parcare, lipsa locurilor în instituțiile de învățământ, vorbim aici de grădiniți și școli, și toate acestea se întâmplă în primul rând din motiv că se construiește fără nicio limită, cu multe încălcări și fără a respecta toate cerințele legale. Dar nu știu dacă v-ați pus întrebarea de ce se întâmplă și cum se întâmplă acest lucru, și eu o să vă răspund, este foarte simplu, este o schemă bine pusă la punct care activează în ultima perioadă cu blagoslovirea primarului Ion Ceban. În prima etapă a acestei scheme, Direcția Generală Arhitectură Urbanism elaborează și eliberează documente permisive pentru construcția a diferitor blocuri. Fie că sunt locative, fie că sunt de altă natură, dar în general este vorba de complexe locative mari. Aceste documente, într-un final, deoarece sunt cu încălcări, sunt contestate de către părți interesate, cum ar fi noi consilieri municipali, cum ar fi organizații de profil, cum ar fi cetățenii de prin preajmă, și, într-un final, instanțele de judecată, care nu sunt cunoscători și nu sunt de profesie urbaniști, legalizează aceste documente, fiind convinși într-un anumit fel, și nu știm cum exact, de către acești agenți imobiliari. Și astfel, o ilegalitate se transformă în legalitate și noi cu dumneavoastră suportăm zi de zi efectele acestor decizii. Pentru că zi de zi stăm în ambuteiaje, pentru că zi de zi părinții nu găsesc locuri în grădinițe și școli și la fel nu găsim locuri de parcare. Această schemă funcționează bine, a funcționat și în cadrul, dacă vă amintiți, a cazului planului urbanistic zonal aprobat de Consiliul Municipal pentru perimetrul străzilor Burebista, Sarmisegetuza, Grădina Botanică și Dacia, unde se pregătesc 20 de blocuri cu până la 20 de nivele, la fel, fără a asigura cu instituții de învățământ suficiente, fără căi de acces și fără transport public. Dar astăzi am venit să discutăm despre alt subiect. Și mai grav decât acela este vorba despre cazul Hotelul Național. Probabil că ați auzit, se pune la cale demolarea Hotelului Național și construcția în locul acestei construcții a 3 blocuri mari, unde urmează să fie construite circa 128.000 de metri pătrați locativi și respectiv suplimentar și comercial și așa mai departe. Probabil cunoaște această locație, este una istorică, este în centrul orașului Chișinău, este vorba de Ștefan cel Mare, colț cu Negruții și colț cu Ismail, acolo unde zona este destul de aglomerată, unde este lipsă de locuri de parcări, unde este lipsă de instituții de învățământ, astfel încât să asigură pentru toată această populație condiții necesare de trai. Dar și acest caz a fost exact după schema despre care vă vorbeam mai devreme, pusă la cale și implementată în prima etapă cu succes. Dar ca să fiu mai explicit, concret, care încălcări au fost, în ce infracțiuni se încadrează aceste acțiuni ale responsabililor din primărie, o să-l rog să descrie acest proces mai exact pe colegul avocatul domnul Igor Chiriac și o să vă descrie cu lux de amănunt această situație. Cunoaștem din conferința de presă organizată de către viceprimarul domnul Chironda, precum că Societatea de Acțiuni, beneficiarul Moldova Tur, a solicitat anterior autorizație de demolare a complexului de clădiri ce reprezintă Hotelul Național. Au fost informat beneficiarul că pentru a obține o astfel de autorizație de demolare urmează a fi aprobat planul urbanistic de detaliu, având în vedere importanța arhitecturală și istorică acestui obiectiv. Ulterior, s-a venit cu 3 schițe de proiect în cadrul Consiliului Urbanistic. În cadrul acestui Consiliu a fost acceptată a 3-a variantă a schiței de proiect, având în vedere că doar această variantă se încadra în terenul care aparține proprietarului. Pe această variantă s-a efectuat consultații publice și în cadrul acestui Consiliu a fost condiționalizat, s-a pus o condiție că s-ar accepta schița numărul 3 doar cu condiția că urmează a fi aprobat planul urbanistic de detaliu.
Persoanele responsabile din cadrul primăriei, care au întocmit acest proces verbal al Consiliului Urbanistic, au falsificat procesul verbal în cauză prin neincluderea acestor condiții puse în cadrul Consiliului. Iar arhitectul șef al municipiului Chișinău, doamna Ducătoară, a semnat acest proces verbal. În cazul de față, persistă componența de infracțiune prevăzută de articolul 332 Cod Penal, fals în acte publice, și în cadrul petiției, sesizării pe care am pregătit-o, solicităm ca organul de urmărire penale să investigheze acest caz prin prisma acestei componențe de infracțiune. Dar și mai grav, Direcția Generală Arhitectură și Urbanism, cunoscând că urmează să fie aprobat un plan urbanistic până la emiterea autorizației de sfințare, au pregătit proiectul acestei autorizații pe care l-a transmis spre semnare, după cum a spus în conferință de presă domnul Chironda. Pe acest caz a fost sesizat organul Centrul Național Anticorupție, doar că ulterior viceprimarul domnul Ilie Ceban, iarăși în lipsa acestui plan urbanistic detaliu, a semnat autorizația de demolare a clădirilor. Considerăm că în cazul de față, pe aceste fapte s-a comis infracțiunea prevăzută de articolul 328 Cod Penal, și anume depășirea atribuțiilor de serviciu prin emiterea autorizației de sfințare în lipsa planului urbanistic detaliu. Și aici vreau să concretizez că, potrivit legii privind principiul urbanismului și amenajării teritoriului, planul urbanistic de detaliu poate fi aprobat doar de Consiliul Municipal Chișinău. Ulterior, am observat că, același viceprimar, domnul Ilie Ceban, a permis și a dispus consultarea publică a planului urbanistic detaliu. Dar și în acest caz vedem că consultarea publică a planului urbanistic de detaliu a fost o altă schiță de proiect decât cea consultată anterior. În acest plan urbanistic detaliu se prevede că construcția urmează a fi efectuată în afara liniilor roșii, adică pe terenul care aparține municipiului Chișinău. În cazul de față se încearcă acapararea terenului ce aparține municipiului municipalității. La fel, planul urbanistic de detaliu încalcă limita de înălțime și considerăm că în acest fel se încearcă legalizarea unor construcții absolut ilegale. După cum am observat și în acea conferință de presă, domnul viceprimar Chironda a spus că la el au venit consilierul municipal domnul Valeriu Climenco, împreună cu un consilier a primarului general al municipiului Chișinău, care au încercat să-l influențeze, să-l determine într-un fel sau altul pentru a semna autorizația de demolare. Eu consider că în situația în care organele drept ar fi funcționat la justă valoare, pe acest caz deja trebuia să fie pornit o cauză penală, pentru că s-a comis o infracțiune de trafic de influență și acest fapt a fost comunicat într-o conferință de presă de către o persoană față de care s-a încercat comiterea acestei infracțiuni trafic de influență. Având în vedere practicile anterioare care au existat în Consiliul Municipal pe legalizarea construcțiilor ilegale, protecționismul care se face din partea unor funcționari cu rang înalt din cadrul primăriei municipiului Chișinău, considerăm că pe aceste cazuri s-a constituit un grup criminal organizat care activează în permanență pe aceleași scheme. Și în cazul de față am pregătit inclusiv această plângere prin care solicităm Procuraturii pentru combaterea crimelor organizate pe CICOX să investigheze faptele descrise în petiții prin prisma comiterea acestor infracțiuni de către un grup criminal bine organizat. Mersi, Igor. Acum vedeți probabil și dumneavoastră câte încălcări au fost descrise expres. Este vorba și de fals în acte, este vorba și despre acapararea terenului public ilegal, este vorba de înlocuirea unui proiect cu altul și așa mai departe. Și în loc domnului Ion Ceban să se autosesizeze, să creeze o comisie internă în cadrul primăriei pentru a întreba pe doamna Dogotaru, Svetlana Dogotaru, șefa Direcției Urbanism
din primăria municipiului Chișinău. Iată că el a ales să-l ancheteze de fapt pe domnul Cheronda și nu pe dumneiei, cea care a semnat acest act și care a participat nemijlocit la săvârșirea acestor acte despre care am vorbit mai sus. Noi condamnăm această atitudine și credem că domnul primar trebuie să se ocupe de problemele orașului și nu de problemele lui personale cu un anumit viceprimar. Trecând și analizând aceste lucruri, suntem siguri despre aceste fapte care au caracter ilegal și urmează să avem următoarele solicitări. În primul rând solicităm Procuratorii Generale să analizeze faptele descrise mai sus de către colegul meu Igor Chiriac cu privire la infracțiunile care au fost descrise și așteptăm autosesizarea cât mai urgentă a acestor organe în privința investigării acestor fapte. 2. Solicităm primarului general să înceteze a teroriza locuitorii municipiului Chișinău prin autorizarea de construcții vădite ilegale care creează o multitudine de probleme și le agravează cei care sunt. Și v-am spus mai devreme, este vorba despre ambuteiajele interminabile, este vorba de lipsa locurilor îngrădiniți și școli, este vorba despre transport public și așa mai departe. Deci sunt o sumedenie de probleme care în loc ce bani să le rezolve, el le agravează și mai mult. Și în această situație tindem să credem că nu este de bună credință și ar trebui să-și revadă acțiunile sale astfel încât să acționeze în scopul cetățenilor municipiului Chișinău și nu în scopul și interesul unor singure persoane sau unor agenți economici care sunt gata să construiască orice, oricât și oriunde. Aici eu mă opresc, vă mulțumesc frumos și dacă aveți întrebări, vă rog frumos să ne le puneți. Dar de ce ați ieșit anume acum cu aceste informații? Nu erați la curent ce se întâmplă la Hotelul Național sau pe alte, în alte sectoare, în alte teritorii ce ține de construcții ilegale? Am ieșit ori de câte ori au fost asemenea situații. Vă amintiți probabil și că noi de luni de zile atenționăm și în cadrul ședințelor Consiliului Municipal despre faptul că doamna Dogotaru acționează în detrimentul interesului municipiului Chișinău și am solicitat primarului general nu o singură dată să semneze demisia acestea. Să o demită într-un final. Dumnealui a refuzat acest lucru. Mai mult ca atât, când am avut situația cu votarea în Consiliul Municipal Chișinău, vă amintiți, probabil toată presa a fost prezentă atunci în sală și ați văzut cât de mult ne-am luptat noi pentru a nu permite aceste construcții ilegale în perimetrul străzilor Sarmisegetuza, Grădina Botanică, Burebista și Dacia. Și la fel am făcut și în această situație, doar că noi condamnăm și mai mult acest lucru pentru că în acest caz, fiindcă anterior, când s-au semnat aceste acte, noi nu cunoșteam despre acest fapt, dat fiind faptul că viceprimarul de Ramră era în concediu medical și concediu anual de odihnă. Respectiv, noi nu am avut de unde să avem acces la asemenea informații și abia după revenirea dumnealui din concediu am aflat despre aceste situații, pentru că au fost semnate nu de el, ca și responsabil de acest domeniu, dar de către Ilie Ceban, care l-a înlocuit pe acesta și a semnat în locul lui, deși nu este de domeniu și nu cred că era o grabă atât de mare pentru a autoriza asemenea construcții atât de importante în municipiul Chișinău. Pentru că vorbim de un loc foarte important în municipiul Chișinău, despre o clădire care este și despre un spațiu care poate fi valorificat urbanistic foarte și foarte frumos. Și am ieșit astăzi, în special astăzi am ieșit pentru că am așteptat până acum o reacție de la primarul general, pentru că am așteptat că el se va autosesiza, că va lua anumite măsuri și la ora 8, cum este planificat săptămânal ședința operativă a primăriei, am așteptat că se vor lua anumite măsuri. Însă am constatat că dumnealui nu doar că nu a desfășurat ședința, a fost amânată pentru ora 13 și nu știm exact cu ce se va finaliza această istorie. Anume din acest motiv ne-a luat un pic de timp ca să documentăm, să pregătim această sesizare bine profesionist. Al doilea lucru, am așteptat să vedem reacție și dacă reacție nu este, noi încercăm să-i motivăm astfel încât să-și îndeplinească fiecare funcțiile în care se află și care le dețin. Mersi! Gata. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc frumos, o zi frumoasă! Da, mersi! Hai să încercăm să vedem dacă e deschis. Da, noi o să așteptăm să se deschide și neapărat o să vedem ca să ne vedem.